Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM. Bună seara! Bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Ne și vedem pe pagina de Facebook. Iunie este luna în care vorbim la Europa FM despre cum e să fii copil în România. Și ce facem pentru ca în România copiilor să le fie bine sau măcar din ce în ce mai bine. De cine depinde și ce este de făcut? Pentru că mulți dintre copiii noștri, o bună parte din viitorul nostru ca nație, își caută binele sau mai binele în altă parte. Și pe mulți îi auzi spunând că își cresc copiii ca să plece, să studieze, să muncească, să fie fericiți în altă țară. Cine sunt cei care pleacă și de ce pleacă? Ce presupune pentru un copil crescut pe băncile școlii românești să facă saltul într-un alt sistem? Cum te pregătești, de exemplu, ca să ajungi la o facultate străină? Și cât din ce faci la școală zi de zi, 13 ani la rând, te ajută? Am zis să aruncăm și noi un ochi la experiența unui astfel de elev român și am ales cel mai recent și foarte răsunător exemplu. Darius Mardaru a fost admis la Harvard, prestigioasa universitate americană. Ce a avut de făcut ca să fie admis acolo și cât din ce a învățat la școală i-a folosit, ne spune chiar el în această seară. Darius, bine ai venit la Europa FM! Bine v-am găsit, bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație! Felicitări pentru reușita ta! Mulțumesc foarte mult! Abia aștept să ne spui ce drum ai avut de parcurs pentru a ajunge aici, dar mai întâi explică-ne de ce Harvard, pentru că sună și dificil, ambițios și foarte departe. Într-adevăr, cred că este cea mai dificilă alegere pe care am făcut-o până acum, să aleg viitorul meu pe 4 ani între Harvard și Columbia. Am ales Harvard, în primul rând, pentru că am vrut să mă stimulez, am vrut să aleg calea puțin mai dificilă la prima vedere, pentru că la Harvard cred că toată lumea își dă seama că vin cei mai inteligenți copii, copiii aceia care își doresc să scoată ceva mai mult de la viață și nu se sperie de competiție în același timp. Și Columbia era de asemenea o variantă foarte bună pentru mine. Pe termen scurt, să zicem, ar fi fost chiar mai bună, pentru că mi-a oferiseră un loc într-un program de cercetare destul de select, doar vreo 10-15 elevi pe an primesc acest loc și mi-a oferit multe, multe beneficii, cum ar fi atenție sporită a profesorilor, special asupra mea, cercetare plătită timp de două veri, primele două veri, garantat, pentru că în mod obișnuit trebuie să cauți tu aceste oportunități, mi le puneau la dispoziție, și multe alte lucruri, seminarii săptămânale cu profesori renumiți. Deci, pe termen scurt, Columbia ar fi fost varianta mai bună, mai comodă, pentru că acolo, dacă ar fi să folosim termeni populari, mi se oferea tot umbră în gură, pe științe. Dar am ales Harvard pentru că am vrut să mă zbat și să excelez. Am considerat că pentru viitorul meu, pe termen lung, Harvard este alegerea bună pentru mine și de asemenea pe științele pământului. Darius, eu când te-am întrebat de ce Harvard, serios m-am gândit de ce Harvard și nu o facultate din România sau de ce Harvard și nu o facultate din Europa. În niciun caz nu m-am gândit la alegerea specială, excepțională între Harvard și Columbia. Deci, de ce nu în România? De ce nu? Da, mă scuzați, am luat-o de la sine, înțeles. Deci am fost admis la cele două universități și când mi-au sosit scrisorile, nici nu am mai gândit la posibilitatea să le refuz pe amândouă. Dar de ce am ales să aplic în Statele Unite? În primul rând pentru că variantele în România pe domeniile mele de interes nu sunau atât de bine. Să zicem, facultățile nici nu atrag studenții la fel de bine cum se întâmplă în străinătate. Eu nu m-am informat în mod special, dar mi se pare normal să fii atât de bine informat încât să nu trebuiască să te interesezi informarea se facă mult mai ușor, pentru că dacă ăsta e interesul să avem copii buni în țară, ar trebui să auzim foarte, foarte ușor
fără să căutăm în profunzime pe Facebook, pe site-uri cu foști studenți, pe, mă rog, sunt mulți, mulți pași pe care trebuie să-i faci dacă vrei să fii foarte bine interesat de ce poți face în România. Revenind, din ce m-am interesat, nu m-a atras atât de mult. Eu am vrut să rămân pe chimie în România, dacă aș fi ales România, sau pe facultatea de geografie, pentru că științele pământului în România cam înseamnă partea de geografie, doar că partea de geografie mai mult unidisciplinară, nu știu cât de mult se pune accentul pe pluridisciplinaritate la geografie în România. Și alte oportunități, nu știu, ar fi însemnat inginerie chimică la București, dar nu m-a atras în mod special. Tu ai avut totuși contact cu mediul academic din România în cursul scurtelor pregătiri pe care le-ai făcut pentru Olimpiadele Internaționale de Științe ale Pământului și tu cam știi cât de puțin seamănă, da? Ca să nu zic cât de mult diferă, cât de puțin seamănă ce oferă mediul academic din România, o facultate în domeniul de interes pentru tine și ce se cere în străinătate. Și atunci, hai, explică-ne un pic, de fapt. Da. Tu ai un interes anume pentru științele pământului. Da, și pentru tot ce înseamnă interdisciplinaritate. Pe perioada liceului, de fiecare dată am căutat să nu mă axez doar pe o materie, am vrut să fiu informat pe mai multe. Științele Pământului, ca să vă faceți o idee, există Olimpiada Internațională și de Științele Pământului și de Geografie. Dar în România există doar materia geografie. Multă lume, când aude de Științele Pământului, se gândește la geografie, doar că nu stă treaba chiar așa. Geografia ține mult mai mult de... este tot la fel de interdisciplinară, dar se axează și pe partea de resurse, de economie. Să zicem, partea... geografia se apropie mult mai mult de partea umanistă și de științe sociale decât se apropie științele pământului. Uh-huh. Științele pământului ar fi sora geamănă a geografiei, doar că orientată pe științe, propriu-zis, pe domeniul acesta. Spre fizică, spre chimie. Științele pământului înglobează fizica pământului, chimia pământului. Dacă vrei să studiezi și cu biologia, ai putea să te duci pe partea aceasta de biogeologie, de biochimie orientată pe pământ. Deci cum te-ai pregătit tu pentru Olimpiadele Internaționale de Științe ale Pământului? Da. Dacă la noi în școală, tu în liceu, de exemplu, sau în școala generală când participai la Olimpiade, nu făceai o materie ca atare, o combinație de științe care să intre sub această denumire de Științe ale Pământului? Da, deci Olimpiada aceasta apare la noi, bineînțeles, pentru că eu am participat la ea, Ministerul îți dă posibilitatea să particip ca elev, dar ea la faza județeană și națională, noi neavând o materie, nu aveam cum să construim o Olimpiadă pe o materie care nu există, deci practic au încercat să o adapteze. Au pus subiectele conțin elemente, noțiuni de chimie, fizică, biologie și geografie. Chiar așa are 4 secțiuni, Olimpiada, și la faza județeană și la cea națională, unde rezolvi practic ce s-ar da la Olimpiada județeană de fizică, dar la un nivel mai cu mai mică dificultate, pentru că tu ai 4 materii, nu ai cum să dai ca la Olimpiada județeană de fizică sau națională la fel de greu. Bun, am ajuns la faza națională, nu mi-au trebuit noțiuni diferite, practic ce învățam în timpul liber. Pentru că tu concurai, de fapt, cu tot din sistemul de învățământ românesc, prin urmare aveați cu toții aceeași materie pe care o parcurgeați. Da, am uitat să precizez că Olimpiada aceasta nu are clasă, este aceeași pentru tot liceul. De la clasa 9 până la 12, toată lumea este binevenită să participe, dar subiectele conțin noțiuni și de clasa 11 la biologie, la fizică de clasa 9 și a 10, la chimie de clasa 9, la geografie din clasa 9, deci practic dacă tu vrei să excelezi, cam trebuia să, dacă erai clasa 9, era puțin mai dificil, nu erai la maturitatea cea intelectuală unui elev de clasa 11. Pentru că noi am pornit discuția de la faptul că tu ai țintit spre universități americane și ai fost admis la Harvard. Haideți să ne întoarcem un pic la ce a presupus, ce a presupus admiterea ta la Harvard. Și, serios, câtă legătură are cu experiența ta de olimpic
la concursuri de științele ale pământului? Admiterea la Harvard, practic, a fost un alt lucru, ca multe altele pe care le-am făcut în perioada liceului, care nu a avut legătură cu școala. L-am făcut ca o extracurriculară. Nimeni nu mi-a zis, totul trebuie să vină de la tine, tu trebuie să te interesezi. În clasa 11-a, prin martie, odată cu carantina aceea generală, națională, unde toate lucrurile erau închise, s-au anulat și olimpiadele, evident nu mai aveam nicio activitate propriu-zisă la care să particip, toate se rezumau la interior, la ce puteam face în casă și am decis că e un moment de respiro în care nu mă mai gândesc la olimpiade, eu fiind angreat an de an. Aveai și tu puțin timp liber și te-ai gândit da. Să locui cu ceva, nu? Exact. Ce fac? Aveam puțin... să fiu și mai mare. Aveam puțin timp liber și m-am gândit că anul viitor va trebui să mă gândesc foarte serios unde vreau să merg și dacă vreau să merg în Statele Unite e deja prea târziu să mă gândesc atunci, pentru că procesul e de lungă durată. Pentru mine a ținut cam 6-7 luni. Bineînțeles, nu la foc continuu, dar trebuie să-l faci din timp, pentru că există ferestre care se închid dacă nu le-ai prins la timpul potrivit și nu mai poți continua procesul. Deci am început cam de atunci să mă interesez din martie-aprilie, clasa 11. Adică anul trecut? Da, 2020. Și în vara din acel an am dat testele de limba engleză, am dat și bacul american care erau necesare. Aici te rog frumos să-mi spui dacă vezi vreo legătură între bacul american și bacalaureatul pentru care tu te pregătești acum și pe care urmează să-l dai în România la final de clasa 12. O legătură nu prea ar exista, decât că la nivel de matematică sunt noțiuni de bază care coincid. Dar ce consider eu că este bine la bacul american este că te ajută... să zicem un nivel mediu, nu trebuie să știi matematică avansată, calcul diferențial sau integrale, ce se mai dă pe la noi, este un nivel suficient ca să te pregătească pentru viață, pentru că sunt foarte, foarte mulți copii care dau bacul la noi și nu o să le trebuiască niciodată integralele, nu știu, legi de compoziție, matrici și derivate și așa mai departe. Tu spui că bacalaureatul american la matematică este considerabil mai simplu decât bacalaureatul românesc? Da, este considerabil mai simplu, are noțiuni cam până la clasa 9 și se axează mai mult pe lucruri care chiar te vor ajuta în viață, cum ar fi matematică financiară sau să știi să interpretezi un grafic. De grafice ne lovim tot timpul. La bacul românesc nu știu dacă am văzut vreun grafic pe undeva, decât pierdut, dar nu mi-amintesc de așa ceva. Dar eu susțin acest bac american pentru că, da, la nivel de matematică sunt noțiuni pe care le consider necesare pentru un adult să le știe în viață, pentru că societatea în care trăim ne cere aceste lucruri. Mi se pare normal să știi cum să, rezolvi o problemă în care folosește algebra elementară sau... Să calculezi TVA la un preț. Exact, să calculezi TVA la un preț sau... Nu știu să mai dau exemple, dar sunt noțiuni de care ne lovim cu toții. Și la engleză, fiind și limba lor maternă, se axează foarte mult pe înțelegerea textului, iar bacul american aș putea spune că este testul care chiar elimină analfabeții funcționali, pentru că... odată după ce termini liceul, esențial te vei lovi cu un text și va trebui să-l înțelegi și să-ți dai cu părerea despre el, să-l analizezi critic. La bacul românesc, la partea de română, tot ce am învățat a fost că trebuie să memorez cât mai bine, să știu ce au zis alți critici literari despre o operă, nu să spun ce mi-a transmis mie. Nu știu ce ar mai fi, să mai sunt niște exerciții foarte simple cu înțelegerea textului, dar nu sunt, nu mi se pare gramatică? Că este ceea ce trebuie. Gramatică a fost, da, și la bacul american a fost gramatică, dar nu din partea aceea extremă a gramaticii cu excepții și așa mai departe, nu, gramatică elementară, tot așa bazată pe înțelegerea textului, erau părți de gramatică din text și trebuia să fii atent la frazele care urmau la frazele de dinainte ca să înțelegi la ce se referea textul și să folosești partea de gramatică care ție îți trebuia în acel moment.
Și asta mi se pare că te ajută atunci când vorbești, când comunici, pentru că eventual toți o facem în comunitatea în care trăim. Și este foarte, foarte important pentru un viitor adult să știe cum să vorbească, mi se pare normal. În afară de testele de engleză pe care a trebuit să le dai ca da. Să demonstrezi că vei putea la facultate să înțelegi ceea ce se predă în ritmul de vorbire a limbii engleze native, da? Da. Și bacalaureatul american, care din ce ai descris mai devreme înțeleg că înseamnă limba engleză, evident, da. Corespondentul limba engleză limbii și... române la Exact. Examenul de bacalaureat din România. Și matematică. Și matematică și țin să precizez că mai este un bac adițional unde îți alegi tu trei materii, materiile tale forte, că la urmă nu ți alegi o materie la care nu știi nimic ca să le arăți cât nu știi, le arăți cât știi pe domeniul tău. Eu am ales chimia și, nu, am ales, da, am ales chimia și matematică, am luat maxim la amândouă. Acelea sunt, să zicem, puțin mai dificile pentru că sunt doar pe materiile acelea, trei materii la alegere din științe, matematică, știu că sunt două nivele de matematică, mai sunt și limbi străine, este care era nivelul la interesant. Chimie? Pentru că la matematică mi-ai spus că nivelul era cam până da, pe da. Clasa a noua. La chimie? La chimie, vedeți dumneavoastră, în liceu, în America, chimia se face un an sau doi și este opțional, adică tu trebuie să o alegi. Deci nivelul nu era așa avansat, dar era destul de apropiat de nivelul din România pentru bacul la chimie. În America totul se dă grile, se corectează și mult mai ușor, dar nu mi se pare că problemele sunt mai ușoare dacă sunt grile. Pentru că ele sunt foarte multe într-un timp foarte scurt, nu sunt de nivel de olimpiadă sau foarte, foarte complicate, dar fiind foarte multe trebuie să le gândești rapid și în afară de grile mai erau parcă și cu adevărat sau fals și să conectezi tu niște noțiuni. Mie mi-a plăcut bacul american, dar și bacul la chimie în România este în regulă, n-am nimic de obiectat cu acela. Și cum i-ai convins pe... Ai dat testul la engleză, ai dat da. Examenul de bacalaureat american unde a fost musai să obții aproape de punctaj maxim și ce altceva a mai presupus procedura asta de înscriere da, 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 a aflat da. Dacă ești admis la Harvard? Tot procesul de admitere se desfășoară pe o platformă pe care tu trebuie să te înscrii, să-ți completezi datele, îți faci profilul, treci acolo de unde ești, din ce țară provii, despre părinții tăi, cum îi cheamă, datele lor, datele tale, frați, surori, și apoi sunt puțin lucruri mai personale, cum ar fi top 10 activități la care ai participat în perioada liceului și este și o rubrică în care ar trebui să estimezi, nu trebuie să fie foarte exacte numerele, dar ca niște estimări, câte ore pe săptămână ai acordat acelei activități, câte săptămâni pe an, în ce perioadă anului, dacă e în vacanță, dacă e în anul școlar. Ce fel de activități, Darius? Activități din cele mai diverse. Eu mi-am trecut ce am făcut. Am fost la clubul de lectură, am fost la cercurile mele de chimie, de fizică din liceu, că am participat la olimpiade. Ca activitate am trecut și studiul individual, pentru că... Jocurile pe consolă intră la activități? Nu cred. Depinde acum dacă sunt jocuri la care excelezi, nu știu, ai obținut un premiu internațional, ceva, atunci poate ar trebui să poate cineva ar trebui să considere să le treacă, dar eu propun ceva, activități ceva mai constructive, nu știu, dacă ai cântat la un instrument sau... Deci nu e musai să fii, uite, aș vrea să te întreb, e musai să fii olimpic ca să reușești la o universitate de prestigiu? Nu este musai pentru că sunt atâtea exemple, chiar și din România, de copii care nu sunt olimpici și totuși au ajuns la o facultate prestigioasă. Să fii olimpic cred că este doar un lucru care zice despre tine cât de pasionat ești. Eu cred că există și alternative care le arată la fel cât de pasionat ești tu ca om, pentru că pe ei nu interesează neapărat excelența, logică interesează excelența, dar să zicem dacă vine un copil din China, iau și eu un exemplu, nu sunt rasist sau ceva, un exemplu normal, un copil din China super, super dotat, doar că știe să facă doar informatică, să zicem, și apoi vine un copil din alt mediu, nu știu, dintr-o țară din Europa, să zic, iau Franța, care
este și el pasionat de informatică, are premii, copilul acela din China a ieșit primul la Olimpiada Internațională, dar că acela nu știe să explice de ce este pasionat, ce el face, nu știe să transmite lucrul acesta, iar pe americani interesează să poți să reușești cu toate resursele pe care ei ți le pun la dispoziție, să știi să te descurci, să fii pasionat, să ai puterea aceasta de a reuși, de a trece peste obstacole. Dacă viața celui copil din China s-a rezumat la doar a face informatică și n-a ieșit, n-a socializat, nu a făcut alte activități constructive pentru el ca persoană, nu s-a dezvoltat ca om, dacă el știe să facă doar informatică și atât, o fi el bun, dar pe american nu interesează asta, l-ar interesa un copil din Franța care și el a obținut, să zicem, un premiu național, n-a ieșit primul internațional la informatică, dar în același timp el și-a dedicat timpul și unei cauze umane, să zicem, învață și pe alți copii informatică, în liceu. El este pasionat, dar vrea să-și ajute și societatea în care trăiește și vrea să fie și un individ mai bun, curios, interesat, caută să se dezvolte, cam pe ei asta interesează. Revenind, da, există atâtea exemple în România care, din an cu mine, știu doi elevi care au intrat la Harvard, dar nu i-am întâlnit pe la... Sau nu știu eu, poate ei au avut, dar eu nu știu să fie avut Olimpiada Internațională și totuși au intrat. Deci, sigur, acei elevi, nu zic că nu merită, ei chiar merită și au atâtea activități în dosarul lor care le-a arătat ofițerilor care i-au admis de la Harvard că sunt cei mai buni... soluția cea mai bună pentru Harold. Știi, mă uitam așa, la ce ai trecut în revistă ca parte din înscrierea ta la Harvard. Testele de engleză, care sunt la un nivel egal cu ce se face în mod obișnuit la școală, Darius? Da. Testele la engleză pentru a ajunge în America sau a studia în străinătate nu prea se face la școală așa ceva. Asta voiam să văd, adică testele de engleză, înțeleg că e vorba de un nivel avansat de engleză, e suficient să mergi la cele câte ore de engleză ai în mod normal la liceu? Eu am vreo două, nu sunt la vreo clasă de bilingv sau ceva, dar consider că nu este suficient. Nivelul de clasă nu cred că se apropie de nivelul vreunui examen internațional la engleză. Profesorii, din ce știu eu, toți recomandă să te pregătești așa și la clasă încearcă să facă o pregătire, doar că o pregătire cu 30 de elevi pe niște subiecte destul de dificile pe care pentru mulți pe mulți nu îi interesează acele subiecte. De ce să fac eu atât de complicat dacă eu rămân în România și nu vreau să fiu foarte bine pe limba engleză, consider că româna este suficientă pentru mine. Există tipuri de elevi care nu doresc și eventual eu m-am pregătit singur, evident, pentru bacul american. Nu e evident, să știi, adică realmente răspunsul tău îi poate uimi pe mulți. Da, singur pentru bacul american, pentru examenul de TOEFL, făcusem meditații în clasa 11, doar că mie nu mi s-au părut suficiente, am rezunțat la ele pentru că nu prea m-au ajutat și am continuat să fac eu singur pentru că nu mi s-a părut eficient tot procesul de meditație, poate n-am nimerit nici la un profesor ideal pentru mine, dar la un moment dat știu că vorbeam cu un om din America, care încerca el să mă pregătească doar la partea de vorbire, pentru că eram puțin mai ruginit. V-am zis, la ora de engleză nu prea se vorbește în engleză, sunt 30 de elevi, dacă încerci să ai un speech în fața clasei, nu știu dacă ai ascultat sau ceva, este destul de dificil în România să... Cum ți-a fost în liceu? Bine, tu ești la un liceu de prestigiu din Constanța, Colegiul Mircea cel Bătrân, îmi imaginez că ai colegi interesați de școală ca și tine. Dar cum ți-a fost în liceu cu aceste activități paralele pe care tu le ai? Științele Pământului, Olimpiadă, n-are legătură cu școala. Da. Procedurile de înscriere la facultăți, la universități americane, nici ele n-au legătură cu școala. Cum ți-a fost? Eu am nimerit și la un liceu, n-am nimerit, am țintit la un liceu care știam că încurajează performanța, care înțelegere pentru asemenea elevi care vor mai mult de la ei și nu se mulțumesc cu ce le oferă învățământul la nivelul standard. La liceul Mircea, la care sunt eu, liceul Mircea cel Bătrân din Constanța,
se încurajează performanța și am fost ajutat de câte ori a fost nevoie în perioada olimpiadelor naționale, internaționale ce am mai avut, pentru că există momente când trebuie să te pregătești mai intens și nu mai poți să dai suficient atenție școlii cum ar dori un profesor, să zicem. Și iar acei profesori mi-au înțeles situația, au amânat anumite teste, ascultări, proiecte, ce am mai avut eu în perioada aceea. Nu vă gândiți că am lipsit cu lunile de la școală, o să zicem o săptămână, două, au fost înțelegători, sau poate mai eram scuzat de la vreo oră, două din timpul unei zile normale de școală, mă duceam într-o anexă și lucram la ce mai aveam eu, nicio problemă, dar profesorii aceia mi-au înțeles situația și după ce am revenit de la Olimpiada, bineînțeles, am fost ascultat, mi s-au dat note în concordanță cu cât de pregătit eram, dar există această înțelegere la liceul meu. Tu vorbești despre faptul că ți s-a tolerat interesul pentru o materie complexă la care tu te-ai pregătit prin forțe proprii într-o anexă ca să apoi concurezi la o olimpiadă internațională unde te-ai prezentat ca fiind român. Da, da. Există suficiente obstacole în ascensiunea unui elev român la olimpiade internaționale, dar școala mea a încercat să le elibereze pe cele care țineau de ea. Evident că am mai avut obstacole la nivelul pregătirii, la partea practică sau la nivelul lotului de pregătire lărgit din cadrul selecției. În ce constă pregătirea? Vrem și noi să înțelegem, că auzim așa olimpici, da. Uite, la științele pământului, în ce constă pregătirea practică pentru o olimpiadă internațională, unde vin concurenți din toată lumea? Poate la alte materii pregătirea este mai bună și mai specifică pentru olimpiadă, dar la mine, în cazul meu cel puțin, nu am fost așa norocos. România oferă o pregătire, este bună și aceea, decât să n-ai, dar sunt doar două săptămâni în timpul verii, unde în cadrul cărora ești și selecționat, deci nu ești practic în mod paralel și pregătit, pentru că se pregătesc viitorii participanți, dar scopul acelor săptămâni este să te selecționeze ca să participi la Olimpiada Internațională dintr-un grup restrâns de vreo 10 elevi. Patru merg mai departe și acolo, în timpul celor două săptămâni, profesorii care sunt aleși de inspectorat sau cine se ocupă, lotul are loc la București, profesorii din București predau cam ce consideră ei. Ei cred că și-ar dori foarte mult să ne ajute mai mult, doar că venind de la facultate, nici ei nu au cum să-și adapteze materia pentru internațional la fel, poate la fel cum și-ar dori. Unii chiar sunt dezinteresați și nu chiar nu se implică și predau doar partea lor care se predă și la universitate, înveți lucrul acela și îl uiți pentru că nu se mai folosește niciodată, la internațional nu se cere. Sunt și unii care se uită pe programa de internațional și zic, uite, hai să facem asta, asta și asta. Și cum se face selecția între voi? Înțeleg că sunteți un lot extins, da? De cât? Un lot extins, de 10 și suntem învățați timp de două săptămâni științele pământului. Mă rog, în varianta românească? În varianta românească, mă rog, elevii care participă la această olimpiadă se pregătesc de vreo lună, două, trei înainte, poate chiar de timpul anului. Adică științele pământului nu se pot învăța în două săptămâni, asta e foarte clar. Și sunt pregătiți, la final urmează un baraj sau două, nu mai țin minte exact, cred că a fost unul, dar memoria poate să-mi joace feste. Durează vreo 3, 4 ore, 5 ore, chiar nu mai știu să vă zic, cam acest număr de ore și după aceea... Testarea asta seamănă cu ce urmează să faceți la Olimpiada? Nu, sub nicio formă. Este o testare românească. Cu subiecte, chiar țin minte și acum, parcă la fizica atmosferei. Nu știu de ce am avut această materie în programa aceea de lot. Țin minte că erau niște probleme atât de ciudate care se predau doar la facultatea de geografie, la fizica atmosferei, iar fizica atmosferei nu există la Olimpiada Internațională. Nu m-am întâlnit niciodată, niciun an cu acest subiect, dar eu am avut subiectele acestea, da. Chiar acum mi-am amintit, niște subiecte total atipice, nu știu dacă le-a rezolvat cineva, foarte grele, mi s-au predat
4 ore mi se pare și ni se cera foarte mult de la noi. Mă rog, doar o materie. Deci voi treceți prin această pregătire de 2 săptămâni pentru ca apoi să fie selectat un grup restrâns dintre voi de 4 concurenți, dar în aceste 2 săptămâni voi vă pregătiți în unele situații chiar și... Inutil. Inutil, doar ca să treceți prin această selecție și apoi da, pe cont propriu să o luați de la capăt, pentru adevărata olimpiadă. Da, așa a considerat inspectoratul că avem nevoie să fim testați din fizica atmosferei, cine știe. Și probă practică? Proba practică este, pregătirea pentru aceasta nu este tocmai... perfectă, adică este aproape inexistentă. Pentru barajele acelea există o probă practică la geologie, unde chiar este interesantă, trebuie să identifici niște minerale și roci dintr-o tavă, dar cam atât. Totuși e mai bine decât deloc, dar proba practică la Olimpiada Internațională nu înseamnă doar atât. Înseamnă mai mult și, de exemplu, la fizică, mă rog, la partea de fizică din științele Pământului am avut, de fapt era din cadrul meteorologiei, da? Am avut determinat punctul de condensare a unei mase de aer, mi se pare foarte, foarte interesant, dar m-am lovit pentru prima dată cu această situație la Olimpiada Internațională. Am urmat instrucțiunile și am zis, Doamne ajută, ceilalți erau puțin mai îndemânati și cam știau la ce se aștepte, mă rog, ceilalți din cealaltă țări, nu vă gândiți că din România. Eu am mers pe intuiție, mi-a și ieșit, la geologie am avut parcă și cu o busolă geologică, am văzut-o pentru prima dată la Olimpiada Internațională, până atunci eu văzusem doar în poze, dar eu știam că am de pregătit așa ceva, cred că știa și inspectoratul și România că avem de pregătit așa ceva, că doar Olimpiada asta n-a apărut ieri, este de vreo 10-12 ani, dar... Ana, mergem și cu ce avem la dispoziție, mergem înainte. Și ajungem la esența problemei, Darius. Da. Pentru că am vrut să trecem în revistă ce a presupus înscrierea ta la Harvard. Spunem dacă notele din liceu contează în vreun fel atunci când depui dosarul pentru o facultate străină? Nu, notele eu cred că nu contează pentru că contează doar dacă n-ai note. Dacă ai sub media 9.50, pe care eu o consider media 9.50, acum depinde și de liceu, o consider o medie de bun simț pentru un elev care vrea să studieze la cele mai de top universități, o consider o medie cel puțin obligatorie. Dar dacă ai media puțin mai mică, poate reușești să compensezi cu altceva, dar dacă ești și sub 9, da, o consider un impediment sau consider ceva care te trage în jos. În rest, dacă ai peste media 9.50, chiar nu contează cifra exact, orice medie peste 9.50 cred că este bună, pentru că ei nu pun accentul așa de mult pe media din România. Nu își dau seama cum este predată materia în România, ei vor doar să vadă că la nivelul pe care sistemul ți-l cere, tu ai încercat să fii sus. Că ai încercat să iei note mari, asta interesează, nu știu cât de pregătit, ei nu știu cât de pregătit ești tu la acele materii, de asemenea nu știu cum se dau și notele, dar pe ei interesează că tu ești ambițios, ia uite, elevul acesta chiar s-a străduit, are peste o medie de 9.50, pentru cerințele României, elevul acesta le-a îndeplinit în mare măsură. Cum ai devenit tu ambițios sau cum a ieșit la tine la iveală ambiția? Care a fost momentul acela care a făcut diferența între Darius olimpic și admis acum la Harvard și Darius care ar fi urmat o altă cale, mai simplă? Cred că diferența... un prim eșec al meu și cred că cel mai drastic de până acum, nu mi-e frică să dau de eșecuri, dar acela încă îmi rămâne în amintire pentru că știu că a fost destul de dificil de trecut peste el. Primul meu eșec a fost în clasa a patra la final când am participat la o testare pentru a intra la un liceu în clasa a cincea, mă rog, la partea gimnazială a unui liceu și la proba de matematică am picat lamentabil. Eu mă credeam pregătit, nu participasem la vreo meditație sau ceva, pe atunci nu prea exista, nici părinții mei nu știau de treaba asta cu meditațiile, mă rog, asta se întâmpla cam prin 2011, cam așa cred, nu mai știu exact anul. Adică da, părinții tăi nu și-au imaginat că în clasa a patra, dacă vrei să intri la gimnaziu, la un liceu, în urma unui concurs, dacă vrei să treci concursul,
ar trebui să te pregătești în particular. Au considerat Exact. că la nivel de clasa a patra trebuie să fie cam ce se face și la școală, nu? Da, exact, da. Acum că mă amintesc bine, nu cred că 2012-2013, mă rog, cred că treaba aceasta cu meditație este mult de dinainte, dar pe atunci părinții mei nu prea știau, nici nu m-au dat, pentru că nu știau efectiv și au considerat că eu fiind foarte bun pentru clasa mea, fiind primul, încă de atunci eram așa competitiv, dar nu în modul rău, ci voiam doar să știu cât mai multe, să fiu foarte bun. Iar atunci, excelență, dar dorința aceasta mea de a fi foarte bun le-a dat de gândit și a zis, hai să încercăm puterile, să vedem cât de bun este. Și am fost la acel test, la care nivelul de dificultate, și eu nu mă consideram prost pregătit, eu mă consideram la standardele învățământului românesc de atunci, dar nivelul era foarte, foarte ridicat și încă mi se pare nerealist pentru un copil de clasa a patra, erau suficient de grele problemele încât eu, care mă consider că chiar eram pregătit pentru ce mi-a oferise România la nivel de învățământ, am picat lamentabil. Și de asemenea, mulți alți copii, poate la fel, dar și cu meditații, poate au picat. Erau grele subiectele? Să vă zic sincer, când, când am fost în fața subiectelor, ce mi-a trecut prin cap a fost când a fost predată lecția asta, pentru că eu n-am mai văzut tipul ăsta de probleme în viața mea, am lipsit eu de la școală, nu mi s-a zis, este o păcăleală, ce e lucrul acesta, eram foarte debusolat, nu înțelegeam unde am greșit, de nu știu să le fac, eu știam că știu matematică, așa credeam că știu și încă consider că știam matematică, doar că la nivel de clasa a patra nu ai cum să fii autodidact, nu ai cum să te interesezi ce subiecte s-au dat în anii trecuți și așa, pentru că dacă m-aș fi uitat, cred că mi-aș fi dat seama că nivelul este foarte ridicat și necesită un profesor, evident, n-ai cum să te pregătești singur la clasa, poate doar dacă ești un geniu, eu așa văd treaba, da, încă nu mă consider o persoană specială, doar foarte muncitoare. Revenind, dar asta este asta fiind un concurs ca să intri la un liceu obișnuit, da, în clasa 5. Nu, era printre cele mai bune, să zicem. Poate, na, un da, liceu. Da, la un liceu, nu, exact. Zic, nu erai, da, selectat pentru lotul național, exact, să participe la Olimpiada de Matematică, exact, pentru clasa 5. Da, exact. Ar fi trebuit să fie o testare care să stabilească o ierarhie între voi copiii care își doreau să ajungă în clasa respectivă. Exact, cum este și acum, evaluarea națională fiind gândită la nivel național, un elev obișnuit care este, care respectă și are 10, să zicem, la matematică, eu cred că poate să ia și 10 la evaluarea națională. Acum depinde de în care liceu este, la unele, mă rog, la unele școli gimnaziale standardul este puțin mai jos, dar așa vă lucrurile. Dar la nivel de clasa a patra, testele fiind gândite local pe liceele propriu-zise, nivelul de dificultate mi se pare disproporționat cu nivelul de pregătire a unui elev. Adică mă întreb, ce senzație ai avut tu atunci în clasa a patra când te-ai văzut în fața unor subiecte care ți erau practic necunoscute și mă întreb dacă ai simțit emoția asta când te-ai văzut în fața bacalaureatului american? Aveam senzația că sunt niște diferențe foarte, foarte mari. Mi se pare că unii au plecat de la start cu un avantaj și mă simțeam descurajat, mă simțeam vințit puțin, mi se părea înșelător, pentru că unii au făcut meditații după cât au putut părinților să le ofere și evident știau să facă subiecte. Iar alții care, să zicem, n-au fost informați, pentru că și lipsa asta de informare este un dezavantaj, sau poate alții n-au avut suficient sprijin financiar sau părinții lor lipseau foarte mult de acasă, având un serviciu și așa, n-aveau cum să se ocupe de educația copiilor lor. Acești copii mi se pare că pleacă de la start cu un mare, mare gol, un mare dezavantaj și pentru cei care sunt foarte ambițioși, pentru cei care își doresc foarte mult de la ei, mi-e teamă că aceste diferențe să nu îi descurajeze foarte tare. Pe mine nu m-a descurajat, cu timpul mi-am reclădit încrederea asta în sine, că se poate. Eu acum sunt convins că se poate să ajungi din orice loc. Eu am ajuns de la o școală gimnazială la Harvard. Cred că este exemplul cel mai bun că
se poate aproape de oriunde, dar în clasa a patra, după acest examen foarte, foarte aiurea, eram cu încrederea de sine la pământ și mi se părea că unii sunt geniali, eu nu sunt, sau nu știu, cam acesta era sentimentul, că nu se poate de oriunde. Darius, dacă ar fi, acum având experiența 12 ani de școală, tu ești la final de clasa 12, urmează să dai bacalaureatul românesc și apoi să ai o vară liniștită, îmi imaginez, și să începi munca la Harvard. Dar uitându-te înapoi, dacă ar fi să schimbi un lucru la școala românească, având experiența pe care o ai, ce ai schimba pentru ca școala să fie pentru viață, așa cum ne-ai dat deja de înțeles în cursul acestei emisiuni, că nu este? Trebuie schimbat aproape din temelii, cred că liceul tot și apoi și facultatea și încolo, pentru că facultatea se construiește pe un liceu, iar dacă liceul e prost făcut, va influența și facultatea să fie prost făcută și de asemenea și gimnaziu are câteva lucruri aiurea, cum ar fi unele materii foarte, foarte nefolositoare care nu te ajută undeva. Nu vreau să dau nume materii pentru cu că... totul sau materii cu totul? Materii. Nu, materii cu totul. Nu vreau să dau nume de materii pentru că profesorii s-ar putea simți atinși. Este gândirea aceasta puțin comunistă că profesorul înseamnă materia. Iar asta vreau să zic, am întâlnit profesori minunați care predau cele mai nefolositoare materii. Iar unii s-ar putea simți jigniți că vreau să le scot materia din programă, dar sunt câteva materii nefolositoare. În schimb, la liceu, ce se cere la bacalaureat, mi se pare foarte, foarte aiurea. Cu proba de română, eu sunt foarte, să zicem, sunt foarte învârșunat pe proba de română pentru că este una extraordinar de nefolositoare. Eu nu am auzit pe cineva să folosească informațiile pe care le învățăm pentru subiectul 3. Înțeleg nevoia de a ști despre mari clasici, despre autori cunoscuți din literatura noastră, dar să știi cum să comentezi, să știi ce au zis alții despre operele acelea, să știi aproape în mod mecanic ce să scrii, lucruri care nu te ajută pentru viață. Eu nu am auzit pe cineva să îl fi ajutat că a învățat povestea lui Harap Alb în clasa 12 a comentariu sau că știe foarte bine caracterizarea lui Ștefan Dar Gheorghe. Dar ce ți s-ar părea util, de exemplu? Că dacă s-ar studia Harap Alb în clasa 12 a, cum ai vedea tu studiată? Mi s-ar părea util să fie abordat modelul din străinătate, unde dacă ar exista Harap Alb în America, el s-ar studia în felul următor. Dragi copii, ce v-a trezit povestea lui Harap Alb? Ce a vrut să zică Ion Creangă, dar din perspectiva voastră? Cam ce credeți voi că a vrut să spună Ion Creangă? Pentru că atunci când începi tu să te gândești activ la o operă și ce a vrut să zică autorul prin ea, ce a vrut să ilustreze, atunci încep să înveți în adevăratul sens al cuvântului, pentru că a învăța nu înseamnă a memora, efectiv a reuși să recizi pe de rost un fragment dintr-o operă în care cineva a zis un lucru despre acea operă, nu, înseamnă a trece prin filtrul gândirii tale, iar profesorul prin discursul lui să te inspire să spui întrebări la care tot tu ajungi la un moment dat, după ce îți mai pui niște întrebări adiționale, după ce începi să studiezi. Vrei să fii învățat să gândești prin forțe proprii. Exact. Să gândești prin forțe proprii, să analizezi tu pe cont propriu un text, pentru că, să vă dau un exemplu foarte interesant, cunosc o fostă studentă care a fost la Columbia, universitatea la care m-a acceptat și pe care se pune foarte mult accent în primul an pe a ști să analizezi critic o operă. Iar acea elevă, fostă elevă, venind din România, a excelat la bacalaureat, a reușit să treacă peste treaba aceasta cu învățatul, le-a învățat până la urmă cum a reușit, a ajuns acolo și la prima oră toată lumea venise cu, avea de analizat o operă celebră, nu mai știu de ce autor, mă rog, toată lumea venise cu cartea și aveau subliniate lucruri și oamenii le discutau, iar acea elevă din România, văzând cât de interesați sunt copiii și ce vorbe alese au, ce interpretări interesante,
și na, mă rog, și așa mai departe, vreau să ajung la treaba că ea a ajuns după ore, s-a dus la acel profesor și l-a întrebat pe profesor: domn profesor, eu nu prea am știut să zic nimic despre cartea aceasta. Unde aș putea să citesc și eu un critic literar ca să știu cum au știut ceilalți copii? Puteți să-mi dați alte lecturi adiționale ca să știu și eu să vă zic ceva despre cartea aceasta? Nu, și pentru temă, mă rog. Nu, la tema aceasta tu n-ai voie să citești niciun alt autor, tu trebuie să te gândești, tu ești tu cu opera și trebuie să scrii ceva ce ai gândit tu fără niciun ajutor extern. Și asta mi se pare genial. Asta la Universitatea Columbia, unde se studiază în primul an literatura universală. Mi se pare modelul normal în care trebuie învățat româna, dacă ar fi să învățăm opere, să ne ajute pentru viață, să rămână niște lucruri în noi, sădite, astfel încât când mai vedem o operă pe la 40 de ani, vremuri de mult apuse pentru limba română din liceu, noi să ne amintim, să gândim critic de o operă de un autor străin. Iar româna să fi fost de fapt un pretext pentru ca voi să vă puneți în mișcare gândirea. Da. Darius, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune la Europa FM. Îți doresc succes la examenul de bacalaureat românesc. O vară frumoasă. Și abia aștept să ne povestești cum va fi fost în primul tău an la Harvard. Pentru că suntem fără îndoială curioși să aflăm dacă va fi ceea ce ți-ai imaginat și încotro ți se va deschide drumul după câteva luni sau un an la Universitatea Americană. Ne mai auzim la Europa FM. Da, vă mulțumesc frumos și de-abia aștept să vă zic gândurile mele și ce vorbe mare un olimpic, dar peste ocean, cam care este părerea mea. De-abia aștept să aflu și eu care este părerea mea despre facultatea Harvard și sper să ne auzim cu bine. Să fie așa cum ți-ai imaginat și chiar mai mult decât atât, Darius. Mulțumesc frumos! Darius Mardaru, elev în clasa 12-a la Colegiul Mircea cel Bătrân din Constanța, admis la Universitatea Harvard. Despre ce înseamnă să fii copil în România va fi vorba pe parcursul întregii luni la Europa FM în campania Deșteptarea României. Cătălin Striblea dă startul chiar de vineri. Atât pentru această seară. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vin știrile care contează. Peste câteva minute doar, la fix. O seară bună! Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.